Bună, doamne! Bună! O să citesc întâi ce a scris Nina, doamna da. Profesoară, și după care citim ce ai scris tu, da? Sigur! Și comentăm ce a zis Nina. Am auzit într-un video că magistrații au robe negre, deoarece negru este culoarea morții. Așa cum spunea și spuneau și alții. Și mi-a venit gândul că acei înțelepți care au scris-o o carte erau îmbrăcați în negru, iar cartea au scris-o ca să ne ducă spre moarte. Dar Noul Testament este magie neagră. Am impresia că dacă ne conduceam după Vechiul Testament, noi am fi mers spre nemurire, iar ei au văzut asta și s-au gândit că lumea asta materială s-ar fi destrămat. Cum ei sunt stăpânii acestei lumi, s-au temut că o vor pierde și deci nu vor mai avea ce să stăpânească. Dar cred că și ei ar fi dispărut sau s-ar fi transformat în iubire. Ca să o mențină, s-au gândit că trebuie să ne abată de la drumul nostru și să ne îndrepte atenția spre materie. Așa că au scris Noul Testament prin care au direcționat oamenii înspre materie, iar căutarea ei duce spre moarte, pentru că este calea opusă drumului spre Dumnezeu. Ce frumos a zis! Nu? Da. Care e părerea ta? Mi-a venit în minte, doamna, acum o chestie pe care am văzut-o la spital, în structura respectivă. M-am uitat într-o zi în rezerva unei doamne ce avea pe masă și avea Biblia pentru femei. Am rămas șocată. Am deschis-o puțin, am văzut cât împărțeală în bine și rău era acolo, am închis-o. Și am zis că, wow, ce interesant. Deci au făcut până și lucrul ăsta. Este foarte ușor să manipulez femeia. Deci ei când se poate să ajungă la bărbat, să-l distrugă, au făcut-o prin femeie. Exact. Și au creat Noul Testament, pentru că știau că femeia în momentul în care pune materia, că e lipicioasă femeia. Da. O duce imediat cu materia. Știau că așa îi pot lua puterea bărbatului. Exact. Ce înseamnă lipicioasă? Lipicioasă? Îi place materia, este atrasă, este... Asta cum să zic. Se lasă încântată, vrăjită de materia asta. De materie și de partea fizică a ei. Da. De plăcerile fizice. Da, și tot ceea ce oferă materia în general. Într-adevăr, asta arată. Deci și-au dat seama că oamenii ar putea prin Vechiul Testament să ajungă în nemurire, să depășească această lume și ei ar fi dispărut. Corect. Da. Și nu puteau să-și permite lucrul ăsta. Da. Și ei sunt stăpânii în materie și nu puteau. Le dispărea locul de muncă. Locul de muncă, bogățiile, banii, importanța, nimic nu mai conta. Fantastic. Fantastic. Deci cele două căi și încă sunt. Tribul lui Esau există, este răspândit peste tot în lume și tribul acesta al lui Iacob care este acolo, sunt acei evrei cu codițe care sunt conservatori, sunt tradiționali. Ultra-religioși. Ultra-religioși, da. Uh-huh. Ăia luptă și ei, rezistă cu tradiția. Da. Și totuși este interesant cum Israelul îi ocrotește. Deci da, și-au dat seama câte valoare au. Au o valoare imensă, da. Tradiția. Îi mențin tradiția. Atâta fac. Și le dă bani ca să... Numai ca să se mulțească, să ducă mai departe tradiția lor. Pentru că viața pe pământ depinde de ei, efectiv. Noi depindem de ei. Da, toată lumea, toată omenirea depinde de ei. Da. Fantastic. Și cred că ar trebui să mergem să studiem învățătura lor. Da. Să luăm la pas efectiv și să vedem ce se ascunde acolo. Pentru că ei nu întâmplător când trecem pe lângă ei, când mergem acolo în Ierusalim, ne pui efectiv, ne scuipă și întorc privirea de la noi. Nici nu vor să ne privească în față ca și cum am fi ultimii, nu știu, de pe fața pământului, ca ultimile rămășiții de pe fața pământului. Nu dau doi bani. Așa s-a întâmplat? Nu se uită la voi? Da, nu. Își întorc efectiv privirea. Nici nu, ne desconsideră total, pentru că probabil ce zic, băi, ăștia nu au minte chiar deloc, nu știu
ce se întâmplă în viața lor, nu studiază, nu... Eu cred că deci, nu se uita la femei sau și la bărbați la fel. Efectiv, la toată lumea își întorcea spatele, nu desconsiderare totală. Nu doar la femei. La femei de departe îi vezi că efectiv își întorc spatele nouă. Fantastic. Fantastic. Da. Dar asta nu că ei ne-ar urâ, ci pur și simplu, ce zic, băi, oamenii ăștia, ce putem să mai facem ca să-i facem să înțeleagă că calea pe care ei merg nu e calea aia care îi duce spre îndumnezeirii, ci spre îndeavolirii. Ei nu mai știu ce să facă, cum să ne spună, în ce limbă să ne vorbească. Da. Dar de ce suntem așa de dogmatici, așa de radicali? Nu înțeleg, de unde vine radicalismul ăsta? Ce? Suntem... Nu suntem inteligenți, nu înțelegem ce se întâmplă cu noi, suntem bătuți în cap. De unde vine acest radicalism? Pe nimic, adică radicalismul ăsta, agresivitatea asta nu înseamnă smerenie. Da, Doamne, înseamnă ură. Ură. Da, toate ne se trag de la Noul Testament. De la preoții Babilonului. Acolo am fost manipulați și duși. Și noi nu putem să ne desprindem deloc? Cum să nu? Venim cu toții în școala iubirii. Venim cu toții. Și ne desprindem, cum să nu? Azi unul, mâine altul. Câte unul. Hai să citim mai departe. Dumnezeu m-a trimis în acel spital să adun cazuistică care confirmă învățătura din școala iubirii. Totodată m-a trimis să experimentez ce înseamnă să ating bărbații, să îi speli în zona intimă, te scurg de energie efectiv fără să-ți dai seama. Stăpânii la lume ne-au manipulat pe noi femeile și aici prin crearea de astfel de locuri de muncă în care femeile spală bărbații străini în zona intimă. Acest lucru ar trebui făcut de către un infirmier bărbat și nici de cum de către o infirmieră. Am uitat să spun că într-o zi o colegă a intrat rujată puternic la un pacient cu bună intenție de a-i face baie. Această colegă, toată cochetă, cu brățări, unghii făcute, machiată și foarte vorbărață cu bărbații, pur și simplu a fost rugată de către acest pacient să părăsească rezerva. Respectivul pacient, paralizat fiind, nu dorea să fie spălat de această colegă. Roșul buzelor au aprins în el dorința sexuală și imediat după asta alți doi pacienți au fost găsiți în timp ce practicau onania. Deci iată ce poate face o femeie care lucrează într-un loc nepotrivit și mai mult chicotește cu pacienții pe motiv că îi bine dispune, că de sărmanii sunt în suferință. A dispărut decența și nimeni nu se revoltă pentru că nu cunosc adevărul. Doar evreii ultra-religioși, cei cu perciuni, știu secretul, la ei să-l căutăm. Deci ce făcea? Prin faptul că vorbea cu ei, se incitau? Păi da, așa cum ne-ai spus tu, Doamne, dacă vorbești cu un bărbat mai mult de 3 minute, deja el a plecat și a făcut un film în cap. Știi că ești abordabil, știi că poate să facă orice, te poate manipula. Deci pleacă seducția și prin seducție se realizează acel act sexual pe verticală, chiar fără atingere. Dar imaginează-ți că o infermieră îl și atinge. Nu doar că vorbești cu el mai mult de 3 minute, îi povestești sau îl ascultă sau... bla, 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 ce se mai întâmplă acolo în timp ce stă cu pacientul în rezervă. Dar mai și atinge, îl spală în zona intimă. Deci omul ăla e... excitat. Da, la maxim și ea nu știe ce se întâmplă. Deci e atât de epuizat fizic când ajunge acasă. Mai și ceartă și cu bărbatul, cu copiii, nu știe de ce îi merge, cum îi merge. Dar de ce fac femeile asta? De ce se duc spre bărbați să vorbească cu ei? Nu știu că ei se excită. Nu știu, Doamne. Nu știu că nu. Se excită. Absolut, nu. Deci eu până acum nu am știut că dacă vorbești cu un bărbat mai mult de 3 minute, deja au pornit filmul în capul lui. Se mai și excită și face onanie. Da. Și bărbați, vorbim de bărbați de o anumită vârstă, deci la voi peste 70 ceva de ani, paralizați, da? Care, mă, normal, ar trebui să stea liniștit, să-și vadă de treaba lor. Nu, pentru că femeile ajung să-i excite... Îi nebunesc. Să-i nebunească, da. De simpla și nu discuție, doar... Da. De simpla discuție cu un bărbat, a unei femei,
Leșit de părat nu se vede. Da. Extraordinar. Da. Îl mai și ating, îl mai și mângă, ei mai spun ba o glumă, se glumește foarte mult pe neputințele fizice și ce mai au. Ba mai mult, asistentele sunt îmbrăcate în alb și noi știm ce înseamnă acum culoarea albă, că pentru special incită, pentru bărbați. Incită, da. Da. Cu pantalonii mulați care scot în evidență formele corpului. Deci, în terapie, înțelegem ce fel de terapie se face. Sexuală. Da. Păi, de seama, femeia aceasta, dacă trece într-un salon unde să zic că sunt 10 bărbați, păi ea nenorocit pe toți. Dacă stă cu ei acolo sau vorbește cu ei, ea nebunit. Da, pe toți. Pe toți. Da. Dacă se duce la ei, mai servește, mai glumește cu ei, mai vorbește cu ei, i-a terminat. Da. Extraordinar. Și ele nu știu, sau le place? Nu știu, ba chiar mai făceau și glume pe chestia asta. Uite că ăla e nebunit, uite că l-am găsit, că uite ce făcea. Mamă, cât de minunată sunt eu dacă am putut să-i trezesc așa o dorință în el. Înseamnă că sunt valoroasă, sunt valabilă, sunt frumoasă, uite, bărbații mă doresc. Fără să știe adevărul, fără să-l cunoască. Deci ea încă se crede o regină, femeie căsătorită, vorbim de femeie căsătorită, copiii acasă. Dar și în viața de zi cu zi, femeile abordează bărbații și discută cu ei, de ce fac asta? Ele nu simt că bărbații se incită? Nu cunosc adevărul, doamnă. Păi nu simt că ai un bărbat în față care se incită. Ba da, chiar dacă simt, lor le face plăcere lucrul ăsta. Pentru că se simt dorite încă, curtate. Foarte multe femei încă își doresc să fie curtate. Indiferent că sunt într-o căsătorie, indiferent că nu sunt, își doresc lucrul ăsta. Da, dar plăcerea aceea, pe o simt discutând cu omul acela, pentru că ăla s-a excitat și ea îi place ce a făcut, înseamnă act sexual. Da, dar nu știe că e vorba despre un act sexual. Păi se duce plăcerea în tot corpul, nu este act sexual? Ce poate să fie? Nu are încă definiția asta. Extraordinar. Mm. Și ele de ce caută asta? Ca să se simtă bine? Da. De ce le zâmbesc bărbați? Se simtă dorite, apreciate. Așa cum spuneai tu, doamne, poate că acasă, în mediul lor, intim, poate nu sunt valorizate, apreciate. Și atunci caută în exterior de la alții. Am înțeles. Dar nu-i vede că îi dărâmă pe aia, ea nebunesc. După aceea o caută tot timpul să mai vorbească cu ea. Apropo, doamne, chiar voiam uite când mi-a venit în minte acum acasă unei colegi. Deci în momentul în care ea s-a angajat la spitalul respectiv, la nici 2 săptămâni bărbatul o părăsit-o. Eu zic că nu vrea să o mai vadă. Ca la carte. Extraordinar. Deci eu am rămas, am zis, cum? Și ea nu știe de unde a pornit totul. Păi da, că a acordat atenția altor bărbați. Extraordinar. Acum am venit în minte comportamentul ei. Deci se ducea spre bărbații, mângâia, vorbea cu ei, nici nu mai știa ce să le facă. Am văzut cum îi spăla în zona respectivă, am zis, mamă, doamne, păi asta e... Nu știu ce le faci acolo. Ăia nebuneau, îți dai seama. Nebuneau, da. Și la nici 2 săptămâni o părăsită. Eu zis, pleacă, nu vreau să te văd. Fără niciun motiv, fără nicio explicație. Și bărbatul respectiv s-a întors la fosta lui nevastă, pe care o acuza că e obețivă și o bla, 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 puncte, puncte. Și s-a întors la aia. O preferat-o pe aia decât pe asta. Păi, a fost extraordinar, un caz extraordinar pentru mine. M-a șocat așa, am zis că, wow, ce interesant, uite ce se întâmplă. Păi el se simte nesigur, nu se mai poate baza pe ea. Păi nu, păi din moment ce te duci spre toți bărbații în zona intimă și vorbești cu ei și te scotești cu ei. Râzi cu ei și zâmbești și vorbești dulce cu ei, păi ei nenorocit. Exact. Extraordinar. Sau te miști prin fața lor, că se mișcă tot timpul prin fața lor. Păi îți dai seama că într-un salon cu 10 bărbați, pac, a dobărât 10 dintr-o lovitură. Știi care e chestia, doamne, în structura respectivă erau rezerve. E formată structura mai mult din rezerve, maxim 2 paturi, mai mult de 2 paturi nu sunt. Majoritatea sunt. Deci
cine știe ce se întâmplă rezervele alea. Extraordinar. Da. Eu am simțit chestia aceasta când am fost și eu în spital și a trebuit să-mi schimbă sonda. Se uita în ochii mei când schimba sonda. Ca să vadă, să vadă dacă sunt măincit, dacă... deci, fără niciun fel de jenă. Și asistentă, era asistentă, nu era infirmieră. Da, am asistat pentru prima dată pentru că am fost nevoită, împinsă de la, de la spate, să zicem, la un bărberit în zona intimă. Nu am făcut-o eu. Da. Doar mi s-a spus, uite, așa trebuie să faci, trebuie să vezi, uite, învață. Da. Deci, ce era acolo, doamne, nu-ți povestesc. Deci cam ce poate să facă o femeie dacă este pusă la locul nepotrivit? Ce-a făcut? Ce-a făcut? La ieșita pe ăla? Păi nebuneală, na. Nebuneală ăla? Păi, sau m-am dus odată la unul dintre pacienți, cel despre care ți-am povestit că i-a sărit cum ăla în cap, cum se cheamă, mașina aia, nu vine pe limba acum. I-a sărit, nu motoscuterul, altceva. Mașina aia diferentă. Așa, care i-a sărit în cap, da. Deci tipul, o bărbatul Dumnezeu paralizat, în momentul în care îl atingeai, doar îl atingeai, deja se excita, pleca. Evitam să-l... bărbat tânăr. Sau să vorbești cu el, păi îți dai seama ce se incită omul ăla. Da, eu știam chestia aia că nu trebuie să vorbești, deci scurt, da, nu am plecat, deci nu dădeam loc de prea mult spațiu, vorbeam doar cu dumneavoastră, bună ziua, fără la pertu, fără chestii din astea, că în momentul în care vorbești cu un bărbat, ești prea intim și îl iei la ce faci, măi, Vasilică, ce faci, măi, Ionic, te-ai trezit, ai dormit bine, el deja... cred că ești foarte apropiată, foarte intimă și permite tot felul de chestii după aia. Deci până și limbajul este foarte important. Cum ne adresăm unui bărbat? Să fie respingătoare de la început. Da, și respingătoare, dură, rece, fără zâmbet, bună ziua, domnul, ce doriți, ce cu... Fără zâmbet, să se uite, da, în ochi la bărbat. Și fără să vorbească cu el. Uite, am fost impresionat de situația aceasta. Am văzut o situație, tot așa, o asistentă care venea la noi, a tot vorbit cu un pacient, știi, a râs cu el, a vorbe dulci cu el și ce s-a întâmplat? Se simțea îndrăgostire, s-a îndrăgostit de el. Da, și îl căuta. Și nu era decât de câteva ore acolo. Și după aceea a doua zi îl căuta unde este, știi, îl căuta, deci s-a simțit, eu am simțit că s-a îndrăgostit de el. Deci când vorbești cu un bărbat, este că se cade și probabil ea avea acasă soț, copii și mai departe, sau prieteni. Eu singurul lucru pe care mi l-am permis cu pacienții respectivi au fost întrebările legate de cazuistică. Acolo o trebuie să îmi dedic mai mult timp. Deci mai mult de 3 minute, pentru că nu aveam cum să fac. Dar să știi că lucrurile astea se întâmplă și între prieteni. Dacă, spre exemplu, te duci cu prietenul tău, cu iubitul tău, cu soțul tău și te întâlnești cu alți prieteni, nu? Cu soție, fără soție, nu contează. La fel se întâmplă, exact la fel. Deci dacă petrec împreună, dacă se uită unul la altul, dacă celălalt prietenul face un act de curtoazie și femeia acceptă, pornește un act de seducție. Și mai ales că e în fața și soției ăluia și apare și scandalul, deci femeia se simte prost când curtează, soțul ei curtează pe o altă femeie. Păi atunci când pleacă cuplurile respective, doamne, în vacanță, la mare, prieteni, familie, ce se întâmplă acolo? Ne imaginăm. Acum când știm cum funcționează, ce mecanism este în spate, dacă bărbatul se excită de la un simplu ruj, de la un pantalon alb mulat, pantalonul asistentului. De la un pantalon mulat, da. Dar ce se întâmplă atunci când o vede despuiată pe plajă, da, cu un bikini?
Da, da, nebunite. Deci eu numai filmi sunt în capul ăla. Dacă ar trebui să deschizi mintea unui bărbat, atunci ai vedea numai filmi, știm noi de care. Exact, exact. Dacă vede picioarele... Și legături energetice se fac acolo, ce punți, ce scurgeri de energie. Păi se vede în momentul în care ăla zâmbește. Ăla zâmbește și zâmbetul lui arată că gata, a înțeles. Am văzut asta, am povestit și într-un film. Zburam cu avionul, din Italia veneam în România și o stewardesă de acolo stătea în partea dreaptă a doi piloți italieni. Și probabil că i-a plăcut de unul dintre piloți și l-a abordat, știi? Și ăla zâmbea fin. În momentul în care el, acela, a zâmbit fin, pentru ea a însemnat că poate să înainteze mai mult. Și tot îl întreba, tot îl întreba tot felul de nimicuri, știi? Și până la urmă s-a ajuns la schimbul de telefoane. Deci uite unde se ajunge. Deci n-ai voie să discuți cu un alt bărbat deloc. Dar dacă se discută, înseamnă că femeii respective îi place sau dorește. Că altfel nu se duce. Deci un prădător nu vine la o femeie sau un bărbat nu vine să stea să discute cu ea decât dacă ea vrea. Dacă ea nu vrea, acela nu apare în fața ei. Apare pentru că în ea este o dorință. I-a plăcut de bărbatul acela și ea inițiază o discuție cu el. Și de aici porniște totul. Da, apropo, doamne, când am fost în urmă cu câțiva ani într-un pelerinaj în Egipt, Israel, pe malul mării, între granițe, noi bălăceală, vrem să ne bălăcim. Doar de aia am plecat în pelerinaj, să avem și ocazia asta acolo. Au venit localnicile, au intrat îmbrăcate, efectiv, în mare. Și noi, desconsiderare, ia uite astea că sunt înapoiate, ia uite, deci pur și simplu râdeam de ele, fără să știm adevărul, doamne. Până e conservare de energie și conservarea iubirii și a echilibrului din familie. Și bărbații lor ne priveau într-un mare fel. Extraordinar. Deci, multe lucruri nu cunoaștem, doamne. Până și un simplu ciorap, doamne. Ăla din, cum se cheamă, din care arată ca o plasă pentru pește. Da, ăla, da, cu glorele. Așa, până și ăla excită bărbatul. Ăla e făcut ca să excite. Da. Chiar dacă nu se vede pe tot piciorul, e de ajuns să se vadă o mică parte pe sub pantalon, să se vadă acolo în pantofi. Da, deja sau partea de jos a piciorului, dacă o vede, a nebunit. Picioarele, dacă are picioarele goale, a nebunit. Poate să fie acoperită total, nu contează. Dacă are picioarele goale, bărbatul a nebunit. Păi știm ce face fusta scurtă acum. Fusta scurtă, nu mai vorbesc. Sau îmbrăcămintea pe corp, lipită pe corp. Mulata, da. Care pun în evidență formele. Da. Și culorile la fel care nebunesc bărbații. Și dacă apare... Deci probabil că se ducea prin mai multe saloane, doamna aceea. Și cu îmbrăcăminte din asta pe corp, ea înnebunea pe toți. Da, dar vreau să zic că după ce a fost dat afară efectiv de pacient, mai tare a început să rugeze. Deci o deranjat-o foarte mult chestia asta. Că a fost respinsă, da. Da, nu înțeles. Și, da, apropo, doamne, este singurul pacient din toată structura care nu accepta să fie spălat în zona intimă și dorea să fie dus la baie în cărucior, așa cum putea el. Evident, doar de femei, că acolo nu existau bărbați care să-i ducă la baie, să-i însoțească sub duș și stătea cu pampers sub el, numai să nu-și arate goliciunea. Cred că a fost avea decență. Foarte, foarte mare decență. Mhm. Fantastic. Da. Interesant. Deci să auzi că există un bărbat care respinge femeia care vine spre el cu dorința de a-l incita. Deci femeile când se duc abordează un bărbat, îl abordează numai ca să-l incite. Și invers. Da. Și bărbatul nu vine la o femeie decât ca să-l incite. Altfel refuză să discute cu ea pentru că nu-l interesează.
evită ca să nu cadă, adică să nu doboare pe femeie și să nu cadă nici el. Evită, este, are o decență în el, un bun simț. Dar sunt rari aceștia. Citam undeva că musulmanii sunt orientați spre asemenea jocuri sexuale, știi? Spre flirt. Flirtul este un act sexual la distanță. Flirtul, asta este. În definiția lui, este un act sexual la distanță. Adică fără atingere. În apropiere, dar fără atingere. Flirtul. Se poate face prin mesagerie, prin Telegram, prin WhatsApp. Femeia nu are voie să vorbească cu alții, să-i trebuie respins imediat. Și intimități nu are voie deloc și să nu răspundă la inimioare sau la flori. Se cade foarte ușor. Și femeia este foarte vulnerabilă la chestia asta, foarte vulnerabilă. Și bărbatul știe. Apropo, legat de învățătură, doamne, de chestia asta cu bărbații deoparte și femeile să stea deoparte, cred că am creat realitate. M-am dus într-o zi, am fost invitată la o adunare aici, în comuna respectivă, unde venea foarte multă lume. Și din start mi s-au spus femeile să mergeți în partea aia, bărbații în partea aia, și am rămas surprinsă, am zis, doamne, e posibil așa ceva să întâlnesc chestia asta, mulțumesc, doamne. Am fost surprinsă, foarte frumos. Lucru pe care nu l-am văzut niciunde până acum. Uite, spre exemplu, mă gândeam și vreau să spun înainte de a spune tu această informație, că bărbatului trebuie un singur, e singura lui armă, timp petrecut cu femeia și orice femeie va cădea. Da, foarte ușor. După 3 minute cade. Da. Precum muștele, simplu. Da, da, da. Timp petrecut cu ea. Și în mod repetat, după aceea o caută, se caută împreună, se simt bine, indiferent de cine este el, cum ea se va simți bine, că este apreciată, este curtată, simte chestia asta. Și permițându-i bărbatului lucrul ăsta, el va înainta cu fiecare minut cu care stă, petrece cu el. Deci nu se poate povesti cu un bărbat, este absurd. Deci nici din partea femeii nu este bine, pentru că înseamnă că ea dorește apropiere, și nici din partea bărbatului, că stă. Deci bărbatul ar trebui imediat să plece dacă vede că femeia îl abordează. Iar femeia ar trebui imediat să plece dacă vede că bărbatul abordează. De aia spuneam că bărbații care sunt spirituali nu abordează femei niciodată. Bărbatul care este cu Dumnezeu nu abordează femeie. Și o femeie care îl iubește pe Dumnezeu, în viața ei nu abordează un bărbat. Niciodată nu-i povestește nimic și nu se apropie de el. Îl respinge, este respingătoare cu bărbații. Toată problema între bărbați și femei este una singură, de energie. În momentul în care femeia acordă atenție altora, se duce energia acolo și a început corespunzător să se strice relația de acasă. Și cu copiii, și cu prietenul, iubitul sau soțul ei. Doamna, apropo legat de cazuistică, aș vrea să mai îți spun o chestie. Într-adevăr, în structurile astea spitalicești a trebuit să lucreze bărbații cu bărbații, femeile cu femeile, da? Unul dintre cazurile pe care l-am observat acolo este doamna cu accidentul respectiv, care venea dintr-o vacanță din Turcia, deci de la o plăcere. Doamna respectivă a pus întotdeauna materia pe primul plan. A lucrat mulți ani în străinătate, a adunat mulți bani și a făcut toate mofturile la viața ei. Întorcându-se din Turcia, a avut loc accidentul respectiv chiar în București. Șoferul, la ora 2 în timpul amezii, pe stradă fiind, în circulație, a adormit. A fost chestiune de secunde. Adică Dumnezeu a adormit la volan. De ce? Ca respectiva doamnă să ajungă în spital cu coloana fracturată. Nimeni nu a avut nicio zgârietură, doar ea. După operație, a trebuit să stea, evident, cu colar la gât, nu putea fi mișcată nici pe parte, nici pe alta, și a făcut o escară foarte adâncă, profundă, în zona dorsală, da? Deci băga efectiv pumnul acolo. Intrai cu totul în dorsul ei.
au plătit foarte mulți bani pentru intervenția respectivă, peste 5.000 de euro doar pentru operații, nu mai vorbesc de terapiile pe care au urmat, că au zis că și-au vândut apartamentul. Relația cu soțul, am înțeles că e una foarte dificilă, așa cum spunea ea, că l-a strânge de gât. Și acum, mai nou, îmi spune că, băi, Gabriela, Doamne, zice, acum am să-l dau în judecată pe șofer, pentru că a vrut să mă omoare. Și vreau să-mi dea toți banii înapoi. Am rămas mută, deci nu am putut să spun nimic. Pentru că nu am ce să spun în situațiile de față, nu pot să... Deci dacă ea nu... pentru, da. Dacă ea nu lasă de la ea, înseamnă că e în pericol. Da, este pericol. Și vreau să spun că femeia respectivă îmi zice, știi, uite, fundul meu l-au văzut toți bărbații, toți doctorii, eu fost cel mai atins din tot spitalul, toată viața mea n-am fost atinsă cum am fost atinsă acum de bărbați mângâiată. Deci, normal că îi făceau terapie, îi făceau ce îi făceau. Se simțea atât de bine și desconsidera bărbatul de acasă. Deci aici, Doamne. La fel, același lucru. Da, același lucru. Deci ea pierdea energie și avea lungi zile că ea putea să se recupereze foarte repede, dar pierdea energie prin chestia asta. Când venea terapeutul să o ducă în sala de gimnastică la recuperare, nu știa cum ți s-ar îngăt să-l ia, să-l strângă, să-l mângâie. Un bărbat cu mult mai tânăr și majoritatea terapeuților cu mult mai tineri decât ea. Da. Dar să știi că nici asistentă cu doctor nu merge. Am fost odată la doctor, aveam o tită, parcă, și după ce s-a terminat consulta, am ieșit afară, dar am uitat în interior buletinul. Și m-am întors după 5-10 minute să iau buletinul de pe stradă. Și când m-am întors, ușa era deschisă și am intrat în prima cameră, apoi am trecut în a doua cameră a cabinetului. Și acolo asistenta era pe un pat cu doctorul pe acolo. Da. Îți dai seama? Deci e dificil orice, pentru că ei petrec timp, tot timpul împreună și cu siguranță se cade. Și femeia da. Cade și bărbatul cade. Deci trebuie să acordăm o atenție foarte mare la locul de muncă, la profesia pe care ne-o alegem și oamenii pe care ne-i alegem în jurul nostru. Dar să știi o chestie. Riscăm să cădem ușor. Eu cred că faptul că ne pune mixt în spitale și peste tot, nu și în școli, în special fac asta. Da, e manipulare. Manipularea femeii în continuare ca ea da. Să decadă și să... Sau să distrugă relațiile sau familiile. Da. Și nu doar în spitale, Doamne, pentru că Dumnezeu m-a binecuvântat și m-a trimis în experiența asta, o experiență scurtă, ca să învăț foarte repede foarte multe lucruri, să le observ efectiv pe pielea mea și să văd ce înseamnă scurgere de energie, pentru că ajungeam acasă varză, cum se zice. Trebuia să dorm o zi întreagă ca să recuperez. Într-adevăr, da, este slujire, te duci, slujire acolo, alergi foarte mult, dar pe de altă parte... Bărbații îți ia energia prin ochi, da. Da, da. Prin ochi și petrecerea timpului cu tine. Uh-huh. Sunt unii care te cheamă să discuți cu ei. Da, da. Sau găsesc motiv, dă-mi apă, adu-mi aia, mi-a căzut telefonul, nu știu ce. Da, și dacă vede că le merge, da, dacă vede că le merge, după aceea să, gata, fac punte energetică imediat. Eram odată la reanimare și erau aparatele pe mine și tipul de lângă mine la un moment dat nu-i mai bătea inima, probabil a intrat pe linie orizontală, a sărit imediat doctoriță care era acolo la video, deci vedeau, monitorizau toți pacienții, a sărit și în momentul în care a venit ea avea decolteu, știi? Și când s-a plecat pe el spre decolteu, imediat ea a revenit la viață. Da, chestia asta... Deci faptul că a văzut-o, i-a văzut sânii, l-a readus la viață.
Doamne, îmi vine să râd acum pentru că doctorița stomatolog la care am lucrat își folosea sânii ca să manipuleze pacienții. Venea special cu decolteuri și se făcea că e furioasă în fața noastră și spunea, uite că pacienții respectiv tot timpul, nu știu ce să mă fac cu ei, că tot timpul se uită la sânii mei în loc să fie atent, să mă lasă să lucrez în gura lor. Și vreau să o întreb, dar tu de ce ai venit așa dezbrăcată în fața lor? Când puteai foarte bine să-ți pui o rochie până la gât, să faci ceva, nu să vii să-ți arăți sânii. Dar de ce? De ce făcea așa? Ca să mai vine și altă dată, cred. Exact, exact. Și eu le-au scos toți dinții din gură ca să stau de cartă pe ea, nu știu câți bani. Da. Deci femeia se folosește de obiectele ei. Da. Odată la televizor, la doamna Voicu, a fost un actor care a avut un atac de cord pe scenă, a ajuns la spital și pe masa de operație s-a desprins de corp și a ajuns la taban, s-a uitat la taban și a văzut o asistentă foarte frumoasă acolo și el și-a zis, dacă tu îți deschizi doi nasturi de la piept, eu revin în corp. Și ce a făcut? Femeia aceea i-a luat capul și i-a băgat capul între sânii ei. A deschis cei doi nasturi și i-a băgat capul și imediat a intrat în corp. Și i-au sărit aparatele la în sus și a început să strige, domnul doctor, domnul doctor, a revenit la viață. Deci bărbatul și când e mort... Și când e mort, se gândește la femei. Da, eu am văzut-o prin viu. Deci, indiferent de vârstă, deci ei se duc. Se duc în filme. Da, da, da. Și da. Am mai povestit cu o colegă pe care o cunoșteam că s-a dus la un stomatolog. Deci femeia nu trebuie să fie binevoitoare cu bărbații absolut deloc. Să râdă și să zice, pentru că ăia cred altceva. Și s-a mai dus de mai multe ori la același medic și la un moment dat, medicul ăsta, când ea se ducea pe scaun, a închis ușa și după aceea s-a dus la ea și a vrut să sară pe ea. Înțelegi? Ea s-a zbătut, am impresia că l-a înțepat cu seringă, știi? Și ăla până și-a scos seringa din picior, nu știu cum, după aceea a fugit. Norocul ei a fost că ăla uitase cheia în ușă. O situație sau altă situație, tot ea, numai probleme a avut. Vrea să facă engleză și aduce un profesor acasă, știi? Și profesorul vine o lună, vine două luni. Deci problema la bărbați e doar de ocazie. Deci orice bărbat se gândește la așa ceva, depinde însă, el când are ocazie nu mai vede nimic în față, se face roșu și se înfierbântă și nu se mai gândește la consecințe. Și așa s-a întâmplat. Și a atacat-o pe asta, a alergat-o prin casă pe acolo. Norocul ei era că ușa la intrare era deschisă și a fugit. S-a dus la sora ei care era la alt etaj și așa a dus vecinii și el a plecase. Deci uite ce se întâmplă. Deci petrecerea timpului cu un bărbat se duce la așa ceva cu siguranță. Cu siguranță. Sau se duce la ceremonie a lui Eminescu la spital, la Belu, la cimitirul Belu. Și întâlnește acolo un tip cu părul lung, așa, și tipul acela o convinge să meargă să facă monografie a unui sat din Dobrogea. Și se duce ea cu toată familia acolo. Și în momentul în care se duceau prin case pe acolo să viziteze casele, bineînțeles că l-a atacat-o. Dar nu mai e situații din astea, știi? Sau cu un preot, la fel, care nu știu ce semne făcea la o sticlă de apă minerală, știi? Deci, de-aia zic că trebuie să fie în femeie ceva ca să poată să vină prădătorul spre ea. Da. E în ea ceva, că altfel nu vine. Deci niciun bărbat nu vine să discute cu o femeie decât dacă ea dorește lucrul acesta. Dorește să fie apreciată, să-i se arate atenție, da? Mhm. Uh-huh. Și să facă complimente. Complimente și în cauza asta îl atrage pe bărbat. Îi place ei să discute cu bărbații, îi place de bărbați, știi? Că altfel nu vine niciun bărbat la tine. Trebuie să fie în ea întâi. Voință, adică să vrea ea. Dacă ea nu vrea, bărbații nu pot să vină. Întotdeauna vor veni bărbații așa cum sunt ea. Înțelegi? Da. Foarte interesantă situația asta. Hai să mergem mai departe. Mă bucur pentru această scurtă experiență în acest spital. Am învățat mult și dau mai departe.
În Vechiul Testament găsim câte ceva legat de supunerea și decența femeii, că restul a fost ocultată. Mai multe informații vom găsi cu siguranță în Tora la evrei. Și zici mai departe, dacă roșul de pe buze aprinde inclusiv bărbații paralizați, îți dai seama, dar nu numai roșii de pe buze, picioarele, sandalele în picioare, știi cum? Ei se uită la picioare întotdeauna, știi? Sânii, părți ale corpului desfăcute, culorile hainelor, sau timpul petrecut cu ei, sau vorba dulce, îi nebunește. Vorba dulce este pe locul întâi, pe scară de valori, de la 1 la 10, vorba dulce este pe locul întâi. Iar picioarele sunt pe locul cam 8, sânii sunt pe locul 5. Da? Lucrând în domeniu, am avut o grilă de genul acesta. Când se proiectează hainele, există o grilă care se urmărește. Știi? Trebuie părți ale corpului desfăcute ca să... Deci haina în sine este și o armă. Este o armă incită pe ăștia, desparte familiile, scade populația. Bun, mai departe. Deci dacă roșu de pe buze aprinde inclusiv bărbații paralizați, atunci ce se întâmplă pe stradă când aceștia întâlnesc femei aproape goale cu îmbrăcăminte sumară? Și ce culoare are uniforma unui asistent în spital unde am lucrat? Evident alb. Pantaloni mulați care pun în evidență formele și înnebunesc bărbații. Femeile ar trebui îngrijite de câte alte femei, iar bărbații ar trebui îngrijiți de câte bărbați. Și atunci lucrurile ar fi diferite. Ce se întâmplă în capul bărbaților când merg la mare, pe plajă și au un film în fața lor? Răspunsul ne dăm singure, dragi femei. Să ne mai punem întrebarea de ce venim epuizate din concediu petrecut la mare nu are rost. Interesant, foarte interesant. Deci de la simplu ruș, adică ea s-a dus, a rușat mai tare și ăla a nebunit. Da. Iar doi făceau onanie. Da. Dat-o afară, eu zic clar, te rog frumos să ieși afară din camera. Păi ce poate să zic un bărbat despre o femeie care îl abordează cu zâmbetul pe buze și care este binevoitoare? Dar nici nu îl interesează. Ce poate să spun? Pe el îl interesează satisfacția din moment și obține el. Păi înseamnă că ea dorește apropiere. Deci ea se îmbracă frumos, este atrăgătoare, îl abordează cu cuvinte dulci pentru că îi place de el. Că de-aia face asta, că află dacă nu-i plăcea de el, îl respingea. Nu? Da. Și am mai observat un lucru. Alte colegi își puneau, așa cum ți-am zis, doamne, brățări și cercei foarte atrăgători, care puneau în evidență, că creau un luci în jurul, o lumină în jurul chipului. Deci ceva care să atragă, să amplifice, să vorbească despre ea, să fie dorită, să primească complimente. Ce lume nebună! Ce lume nebună! Păi ia săracii bărbați acolo în loc să-și vadă de bolile lor și de paraliziile lor. Sunt chinuiți de femei în halul ăsta zilnic. Zilnic. Dimineața la prânz și seara. Toată ziua. Exact. De dimineața de când intră pe ușă infirmiera și îi schimbă pampersul până seara. Și în timpul nopții. Că mai vine iarăși să-i schimbi în continuare pampers. Foarte ușor se incită femeile la atingere, nu mai vorbesc și bărbații la atingere. Extraordinar de ușor. Am observat când făceau la bărbați, făceau injecții. Se incitau femeile foarte ușor. Și femeilor le plac, bărbaților le plac, că dacă nu le plăcea, femeia nu abordează un bărbat deloc. Îl respinge de la început și bărbatul nu înaintează. Parcă sunt înnebuniți toți, doamne, după sex. Singura temă care interesează parcă ar fi asta. Cum să ne atragem unii pe alții, cum să fim plăcuți unii altora. Să zâmbim, să fim binevoitori, primitori. Da, da. Când mi-amintesc ce mă învățau la cursurile astea de dezvoltare personală, să-mi pun gândii din cap acum. Să zâmbești cu toată lumea, să fii drăguț, amabil, să. Exact pe dos. Deci ceea ce se spune în Vechiul Testament, deci ceea ce ne spui în școală, doamne. Și ce vrei să spui? Că ele vin cu pantaloni mulați pe corp? La bărbați? Normal. Normal? Normal. Păi ăia au nebunit când văd formele. Și mai sunt transparenți.
Suma sunt și transparenți. Și se mișcă prin fața lor și mai stă și cu spatele la ei, păi gata, e nebunit. Da. Deci, nu știu, nu vine să crede. E ceea ce am observat. A strâns cazuistic, într-adevăr, a strâns cazuistic. Păi înseamnă că și unul și altora le place. Da. Și în primul rând e problemă cu femeia, că dacă îi place femeii, dacă nu respinge pe bărbat de la început, el va înainta. El știe sigur că dacă nu-i respins din prima dată, înseamnă că îi place de el. Asta zice, fiecare bărbat zice asta. Dacă nu m-a respins până acum, înseamnă că îi place de mine. Incredibil. Iar pe de altă parte o desconsideră, să știi, bărbații o desconsideră, așa cum a făcut omul acesta. Deci când femeia acceptă de la început o discuție cu el, de durată, el o desconsideră. Și începe imediat actul acela sexual. Adică o stare de plăcere care o inundă pe ea și pe el, a prezenții celuilalt. Adică se duc hormonii prin tot corpul și se simt bine împreună. Și atunci, după aceea, urmează să se caute. Se caute și încă o dată și încă o dată se caute. Și continuă discuția. Și pornește de căderea. Adică nu mai alimentează pe iubitul, pe prietenul, pe soțul ei cu energie și atunci se destramă lucrurile și îl vede defect. Iar și mai mult îl împinge pe alte direcții pe acela. Așa cum ai spus tu, nu? Că a plecat și a părăsit-o. Da. Nu l-a interesat nimic. Știa ce se întâmplă la spital? Nu, probabil simțea. Simțea, da. Deci la numai 2 săptămâni de la angajarea ei. Fantastic, și da. Și mi-a zis că ea era total, nu știu, era bulversată. Mi-a zis, băi, dar până acum a mers totul bine, a fost o relație extraordinară. M-a cerut în căsătorie. Și acum, dintr-o dată, s-a trezit peste noapte să-mi spună, pleacă, nu vreau să te mai văd. Și nici măcar nu voia să o privească în ochi. Mama! Deci mi-a zis că stătea cu capul în mâini pe canapea și ordona să plece, să nu o vadă, să plece, să dispară din viața lui. A simțit totul acum. Da. Și acum se comporta acolo la spital? Deci așa cum ți-am zis, doamne, deci îi lua pe pacienți, ea are în spate o experiență destul de lungă în Italia, de peste 12 ani, tot într-un azil de bătrâni, unde făcea aceeași chestie. Da? Spăla pacienții, că era bărbat, că era femeie, nu conta. Era divorțată. Nu reuși să se căsătorească. A venit în România, l-a întâlnit pe bărbatul ăsta și de 2 ani de zile au fost, în 2 ani de zile au fost împreună, deci urma să se căsătorească. Cum s-a angajat în structura respectivă aici, cum el a părăsit. A zis că nu te mai pretreacă. Atâta timp cât ea nu a lucrat cu bărbații și a văzut de treaba ei, nu știu unde lucra, oricum făcea ceva. A fost bine. A fost bine. Cum a venit aici, cum s-a terminat relația. Fără explicații pentru ea. Da. Da. Și am văzut-o cum se comporta. Deci stătea la povești cu ei, mângâia, le vorbea și la pertu. Indiferent, ei erau mai mari decât ea putea să le fie și tată, nu conta. Îi lua pe tot la pertu, la glumii din astea, cum să zic, pe temii senzuale și mai știu eu ce. Și mai ales când începea să-i speli, ziceai că îi face nu știu ce acolo. Era un film total. Deci ea voia să-l incite, să-l incite pe ăla? Nu știu dacă voia să-l... Ea acorda foarte mult atenție la zona intimă a bărbatului și eu la zona aia de, nu știu, ziceai că, nu știu, trebuie să-i scoată, parcă nu era spălată de ani de zi. Da. Așa trebuia să preci la ea. Extraordinar. Da. N-am cuvinte. Eu am observat asta, s-am spus la spital, când scotea sonda, se uita în ochii tăi. Deci asistentă era. Și frumoasă, adică vrea să vadă cum reacția. Ea s-ar fi bucurat de reacția ta, să te vadă că te ieșită. Știi? Aștepta să se bucure de excitația ei, știi?
Nu credeam că se întâmplă în această situație. Și cealaltă, care s-a îndrăgostit după câteva ore de unul și tot îl căuta. Deci ce înseamnă să vorbești cu un om mai mult timp? Și vreau să spun, domnul, da, vreau să spun că pacientul cu ATV-ul, care a sărit în cap, el își punea să sonda singur. Deci nu vroia să fie atins de nimeni, nu își vedea de treaba lui, așa. Ei, când a înțeles că există loc de mai bine pentru el, și-a scos sonda și prefera să fie spălat, bibilit de către infirmieri. Da, și cita marge. Că i-a plăcut. Da. Așa sunt bărbați și așa sunt femeile. Parcă nu sunt diferențe între ele, ei. Nu. Nu sunt. Fiecare dorește același lucru. Da. Ideea este că o femeie care abordează bărbații, nu te mai poți încrede în ea. Totul pornește de la femeie. Dacă ea nu vrea nimic, nu se poate apropia niciun bărbat. Și dacă ea este respingătoare. Dacă petrece mai mult timp cu ei, la povești, ea, de fapt, are loc un act sexual și s-a terminat. Scade încrederea iubitului, prietenului sau automat scade, da. Că se simte în pericol, știi? Doamne, mi-ai spus când ne-am cunoscut prima dată, când am venit în tabără, mi-ai spus că inclusiv tangoul, dansul, prin apropierii, e tot un act sexual pe verticale, da. Când dansăm. Exact, deci, tango-ul, da. Da, și acolo, dacă e să ne ducem mai departe. Da, și ce sunt general, la petreceri, da. Toate dansurile sunt acte sexuale. Da, la petreceri, la nunți, ce se întâmplă, că chiar aseară urmăream pe YouTube o nuntă la evreii ăștia, ultra-religioși, deci nu am văzut o femeie în sala de dans acolo. Ai văzut acolo? Mai bărbați sunt. Nu mai bărbați, nu știu unde erau femeile. Sunt acasă, fac treabă, au grijă de copii. Probabil și erau la nuntă. M-a impresionat pe stradă, n-am văzut niciuna cu pantaloni, niciuna cu tocuri, toate aveau balerini, știi? Da. Niciuna cu sandale, dar niciun sandal. Rochiile erau peste genunchi, știi? Adică nu se vedea parte dezvelită. Și la fel la umeri. Umerii aveau mânecuță și culorii, ori două culori, ori o singură culoare. Nu aveau floricele. Rochile sau bluzele nu aveau floricele. Da, și nu dau foarte multă importanță corpului. Deci, în Israel, îmi povestea ghida respectivă că, vai de mine, uite femeile astea, că sunt toate gri, toate uite cum se îmbracă, toate sunt la fel, nici nu se parfumează, parcă nici nu se spală. Deci, fără să știi, de fapt, care e adevărul în spate. Știu evrei ce fac chestia asta. Și asta este valabil la evrei, dar la musulmanii de acolo nu mai e valabil. Nu, la musulmani nu. Acolo există foarte mult joc sexual în spate. Am citit chiar o carte scrisă de o musulmancă fugită de la ei, din haremul lor. Deci, nu, ceva de... Sunt nebuniți de sex, da. Da, da. Dar îți dai seama că dacă ei sunt nebuniți după sex, le nebunești și pe femei. Păi și femeile, la fel. Da. Există și acolo foarte mult homosexualitate, lesbianism și toate alea. Am înțeles că femeile, chiar dacă sunt acoperite, au lanțuri de aur, misterii. Da. Da. Iar acasă, în mediul lor, am înțeles că îi nebunesc pe bărbați, își pun toate cele mai frumoase haine, parfumuri scumpe și toate alea. Fantastic. Deci tot acolo ca să-i nebunească. Deci totul pe excitare, totul este bazat pe excitare. Manipulare, da. Fantastic. Pe când femeia evreului ultra-religios nu face asta, nu are niciun interes să-l nebunească pe bărbat și de aia să spune că ei fac dragoste, că fac, știu ei exact perioadele, deci nu se abuzează de chestia asta, nu fac copii la întâmplare când bărbatul vine de la crâșmă, n-au nicio treabă. Deci e pus foarte... Respectă legile din Vechiul Testament. Efectiv le respectă cap-coada. Dar ei nu merg la crâșmă. Nu. Da. Sau dacă merg, probabil, nu știm noi. Deci se vorbește foarte puțin. Ei nu se expun pe YouTube. Nu își fac... Nu-i publică viața lor.
cine vrea să înțeleagă, cred că trebuie să studiezi cărțile lor, să intri în lumea lor acolo. Eu am văzut o chestie, am fost aici în București, m-am dus să iau la un kebab o chestie aceea cu salată pe care o fac ei acolo și erau, să zic, o șapte arabi acolo. Știi ce se simțea acolo? O lăcomie de sex extraordinară. Deci aveau, e o furie, parcă aveau diavol în ei. Și ochii lor cum erau și starea interioară a corpului lor era o bombă sexuală. Da, doamne, pentru că îmi spunea chiar un arab, cum eram în Italia, spunea că ei în țara lor nu pot să-și permită anumite chestii și atunci când pleacă din țara lor, îi dezmați total pe ei. Fac orice. Dar am înțeles că nu, decât în săpăturile mari ei au niște restricții. Seara nu au restricții, noaptea. Da. În ziua nu au restricții decât în sărbători. După aceea, deci până la sfințitul soarelui, de dimineața, de la răsărit la sfințit, în sărbătoare. Dar după aceea nu mai au restricții deloc, nici ziua, nici seara. Asta m-a impresionat la ei, că am avut și eu prieteni, colegi, musulmani, arabi, au o dominantă din asta sexuală. Deci nimic altceva. Da, de-aia își folosesc ei parfumurile foarte puternice, afrodisiace, care să adică atragă femeile. O materie incredibil de puternic, incredibil de mare. Da. De-aia, deci nu, evreii sunt, aceștia de care discutăm noi, care studiază, sunt superiori. Da, și chiar îmi povestea cunoștința asta, arabul ăsta, el era din Dubai, locuia de ani de zile în Italia, evadase din subsistemul din Dubai de acolo și îmi spunea că de fiecare dată când se duce acolo trebuie să-și pună tot aurul, toate kilogramele pe el, să-și scoată mașina cea mai luxoasă pe care o are acolo, care o dat nu știu câți milioane de euro, de dolari în ce o fi cumpărat-o, ca să poată să iasă în societate. Să nu fie marginalizat. Acolo ei între ei. Nu înțeleg. Bărbații, da. Și el preferă să locuiască în Italia unde nu există chestia asta. Interesant, chiar mă gândeam când am intrat în kebabul acela și a intrat o fată frumoasă, ăia șapte bărbați de acolo s-au incitat într-un hal, erau cu ochii holbați, știi, s-au sărit să o servească toți, știi? Numai să o vadă, numai să o privească, numai să vorbească cu ea, știi? Deci, e foarte... Deci ai un sentiment, cum să zic eu, prădători din ăștia, ca niște animale erau. Da, arabii când văd o femeie frumoasă, da, îți spun imediat, uite, îți dau 7 cămile, îți dau 10 cămile, îți dau cât vrei cămile, nu mă vine la mine. Da. Nu, dar era o formă de hărțuire, știi, se simțea hărțuire. Fantastic. Energii foarte, foarte joase. Foarte joase și foarte urâte. Deci omul care este orientat pe materie are o energie joasă, în sol. Da. Da, miroase a iad. Energia joasă. Asta este. E foarte interesantă discuția. Ne oprim aici că se termină, da. Ne închide ăștia, ne închide ăștia. Da. Și discutăm când se mai poate. Mulțumim frumos! Mulțumim.